Din păcate, declanșarea procedurii de insolvență la un club privat blochează orice finanțare din fonduri publice, pentru că regulamentele de finanțare a echipelor sportive nu permit finanțarea cluburilor insolvente, deoarece toate primăriile, conform legislației, acordă subvenții echipelor pentru proiecte sportive. În momentul în care un club este în insolvență, așa cum este Dacia Unirea sau are popriri, toate sumele respective sunt luate de către executorul judecătoresc în anumite cazuri sau de cel care asigură insolvența clubului și sunt duse în plata datoriilor din vechi. Deci banii primăriei pentru proiect sportiv ar fi folosiți cu o altă destinație, lucru care este interzis. Primăria Municipiului Brăila a finanțat anul acesta echipa Dacia Unirea, câteva miliarde de lei, nu vă știu să vă spun acum suma exactă, dar vă pot comunica oricând, la fel ca și echipa de handbal și de basket, ca și pe cea de volei. Dar, repet, în momentul de față, o echipă aflată în insolvență nu poate fi finanțată de nicio primărie din această țară. Deci se va întrerupe și finanțarea pe care o aducă primăria. Singura șansă pentru ca clubul Dacia Unirea să poată primi finanțare în anul 2018 este ieșirea din insolvență. Și atunci noi vom asigura aceeași finanțare, exact cum am făcut și anul acesta. Vi se pare o pierdere faptul că rămâne Brăila fără acest club? Da, pentru iubitorii sportului, da. Acesta este și motivul pentru care noi am finanțat anul acesta activitatea sportivă a acestei echipe. Dar se pare că o echipă de fotbal nu poate trăi doar din finanțarea unei primării. Ce am putea să facem? Pentru că e de vârstă cu centenar. Da, noi am putea de fiecare dată să solicităm intervenția și a privaților. Dar s-a constatat cu mici excepții că societățile private ori nu sunt interesate de sport, ori au alte priorități, ori nu au bani suficienți, ori nu vor să se asocieze pe partea sportivă, ci caută alte sponsorizări în zone diferite. Este o opțiune pe care nu putem noi ca primărie să ne implicăm în forțarea unor societăți private să acorde finanțare clubului X sau Y.